Spectatorii spun că bărbatul ar fi intrat în apă să facă o baie și nu s-a aventurat prea tare în larg. Brusc i s-a făcut însă rău și cel mai probabil a fost apoi lovit de un val și nu a mai reușit să iasă la suprafață. Făcea baie și pe urmă n-a mai apărut. Și l-a văzut că l-a scos de aici oameni, direct, pe mapă. Atât. Să-i se fi făcut rău? Atât. Cred, probabil, că dacă-l tot deodată, că n-a intrat la adânc. A intrat cam al doilea val, al treilea. Sunt valurile mari și dacă bătrân, cred că are tensiune ceva, i-a venit rău. Avea puls slab, la un moment dat am pierdut pulsul, a vomitat, avea mâncare, s-a necat cu mâncare. A plecat cu puls la spital, puls stabil și sperăm să fie bine, să-și revină. Medicii de la ambulanță ajunși rapid la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. După câteva zeci de minute, bărbatul a început să dea primele semne de viață. După ce l-au stabilizat, medicii l-au transportat la spitalul județean, însă șansele de supraviețuire sunt minime, bărbatul fiind în comă profundă. Alți doi bărbați, unul de 35 și altul de 50 de ani, au ajuns și ei la spital, mai mult morți decât vii după ce au intrat să facă baie în mare. Primul s-a aruncat de pe pasarela din Mamaia, iar al doilea ar fi încercat să facă baie noaptea, deși se afla în stare de ebrietate. Organismul este supraîncălzit în acest stres termic din zilele pe care le trăim acum, iar faptul că se aruncă în apa rece, temperatura pe mării nu a crescut încă destul de mult, reprezintă un șoc termic și poate duce chiar la apariția unui stop cardiorespirator fără să fie un accident prin submersie. Toți cei trei pacienți sunt acum pe secția de terapie intensivă a Spitalului Județean, însă medicii sunt extrem de rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire.